Deci problema, de ce v-am solicitat? Orice cerere scrisă și telefonic la dispecerat se onorează după 4, 5, 10 zile maxim. Se onorează. De exemplu, cu canalizarea. Noi avem probleme cu canalizarea pe care au făcut domnul Neaguriță, a făcut adresa la dumneavoastră, v-a solicitat, se înfundă de 2-3 ori pe săptămână. De 2-3 ori pe săptămână. Sună la dispecerat, puteți verifica și telefonul meu la dispecerat, puteți de câte ori am sunat, inclusiv și dimineața, și astăzi am sunat și ieri, de duminică în fiecare zi sun. Că o să vină, că o să vină, că n-au vomă, că n-au cutare, că n-au cutare, că nu știu ce și nu știu cum. Deci ei, neavând utilaje, neavând utilaje, deci au numai două vome pe tot județul. Și efectiv ce se întâmplă când se înfundă canalizările mai departe? Ce se întâmplă? Aceste reziduri se deversează la subsolul blocurilor și degajă un miros pe casă scări de nesuportat. De nesuportat. Și nu ce gai. Eu aș vrea să-i întreb pe Apa Serb. Un răspuns, suntem un răspuns. Aceste reziduri care se deversează din canalizare la subsol, cine face curățenie? Că noi plătim, la nivel de asociații, plătim atât apa și canalizare. Deci prețul canalizării este inclus cu prețul apei. Și serviciile lasă de dorit.